Bună ziua, domn director, ce ne spuneți legat de întâlnirea care are astăzi loc aici în aula Colegiului Național George Coșbuc? Astăzi începem cu ora 12 în aula Colegiului Național George Coșbuc. Se va prezenta de către un arhitect, Justin Nechiti. Se va prezenta proiectul care a fost teza lui de absolvire a facultății, referitor la amenajarea spațiului public din Năsăud. Mai exact, proiectul vizează centrul orașului Năsăud. Participă de asemenea profesorul Virgil Pop de la Facultatea de Arhitectură din Cluj. Sunt invitați și alți factori de decizie de la nivelul județului, primăria orașului, consilier local și, mă rog, cetățenii orașului Năsăud, pentru că vor urma și discuții, toate urmărind să pună problema modului în care se îmbunătățește calitatea spațiului public din orașul Năsăud. Doar o idee sau două. Și anume vreau să vă spun că
pentru colectivul de profesori din școala noastră, acordăm de fiecare dată importanță deosebită întâlnirilor ocazionate de prezență în școala fostilor noștri elevi. Iustin Nechiti, vreau să vă spun că a fost unul dintre cei mai buni elevi din seria lui. El a absolvit în urmă cu 5 ani, dacă bine rețin așa, cu 7. Ai văzut cum zboară timpul, cum simțit. Și sigur că ne bucurăm pentru reușitele lui și pentru parcursul lui profesional, care se anunță a fi interesant și generos. Și vreau să vă spun că noi nu ducem câtuși de puțin lipsă de personalități. În această școală, de-a lungul timpului, știți cu toții câți oameni importanți și câte personalități s-au îmbrăcat. Dar e important ca fiecare generație să vină cu oameni care pot să facă mai mult și mai bine pentru Dumnezeu, pentru județ, pentru țară. Ei sunt, dacă vreți, pentru noi niște modele și îi încurajăm să vină, îi susținem cât putem și ne alăturăm reușitelor lor. În ceea ce vă privește, am stat de vorbă cu Iustin și cu un grup de prieteni, am o idee despre ceea ce el urmează să ne prezinte și, cel puțin, în ceea ce mă privește, desigur, subiectiv fiind, mi s-a părut că ceea ce el a realizat în proiectul de diplomă este un lucru și important și interesant. Și mai sper că ideile lui vor avea și șanse să se pună într-un timp mai apropiat sau mai îndepărtat în practică. Pentru că așa pătrund de gândul în lume, de la o idee care este spusă interesant și în mod calificat, care este preluată și care mobilizează conștiințele și resursele pentru ca obiectivul și ideea să prindă viață. Vă mulțumesc și îl invit pe Iustin să facă primul pas. Bună ziua și vă mulțumesc și eu pentru că ați dat consultația noastră și că sunteți un număr atât de mare. Vreau să mulțumesc presei doamnei jurnaliste Diana Greșan și doamnei Sara Bianca pentru ajutorul acordat evenimentului și pentru susținerea lui, liceului, primăriei și în special domnului Virgil Pop pentru că este prezent în această comasă aici. În prezentarea mea o să discutăm despre modul de fluidizare a traficului în oraș, despre centura nord, o să vă zic mai mult detalii domnul viceprimar Peitan, ideea de piață publică, ce înseamnă piață publică, că noi în Săut, în momentul de față, nu avem așa ceva, propunerile mele personale și, în general, conceptuale pentru amenajarea unui centru istoric, aspectele negative ale orașului și aspectele legate de comunitate, deci despre cum putem să ne implicăm cu toții în dezvoltarea orașului. Bun, haideți să începem prin observarea planului orașului și cum se poate dezvolta. Da? Orașul se dezvolte de-a lungul unui singur trunchi principal, Bulevardul Benicerilor, după care, nu, George Goșbuc și după care Bulevardul Benicerilor. La est și la vest avem două localități, Salva și Răbișoara. Nu putem să mergem mai departe, pentru că e limită de județe, graniță și nu putem dezvolta mai departe. La sud e râul Someș și Materoduşca. Din nou, unde putem dezvolta. Singura opțiune rămasă este spre nord, deși relieful ne încurcă un pic din dealuri, putem să facem lucrul acesta. Acum, de mulți dintre dumneavoastră știți că este vorba de o centură în acest oraș. Multă vreme era vorba de centura sud a orașului, pentru care am dat, pentru râul Someș, însă acum, recent, a venit vorba de un proiect cu o centură pe partea nordică. Deși este mai greu de realizat și mai costisitoare, este mult mai benefică pentru oraș. Despre ea o să vă dea mai multe detalii, domnul profesor, domnul viceprimar Peitan. Ce vreau să înțelegeți este că dacă orașul s-a dezvoltat pe două artere principale, da? Bulevardul Benicerilor și centura, dezvoltarea lui ar fi mult mai corectă. Imaginați-vă două drumuri și între ele se dezvoltă orașul.
Astea sunt avantajele centrului nou. Se eliminează traficul greu din oraș. Deci gândiți-vă că dispare mai mult de jumătate din trafic, tot ce înseamnă transport de persoane, transport de mărfuri. Traficul este mult mai fluid pentru că vor circula practic doar pe sânge. Dezvoltarea mai rapidă a economiei, din cauza viteții traficului, și bineînțeles posibilitatea oricărei amenajări pietonale în oraș, pentru că suntem eliberați. Asta este un plan care îmi place foarte mult, nu știu exact, este de după jumătatea secolului XIX, în care se poate vedea clar cum a început urbanizarea Năsăudului, da, în perioada regimentului Crâncenes, că până atunci era o zonă destul de rurală, rurală, așa, și na, s-a construit biserica, Sfântul Nicolae s-a construit școala de biserică, care acum e școala de aplicație, Banca Aurora, primăria, care era altceva atunci, deci actuala primărie, fosta Banca Mercur și alte clădiri. Putem să observăm în piața unei din centru, toate clădirile sunt încă existente și sunt, practic, clădiri protejate. Nu putem să ne atingem de ele, nu putem decât să le restaurăm. În schimb, locul unde este Casa de Cultură acum, nu s-a continuat urbanizarea orașului. S-a oprit, nu știu din ce motiv, de cap ăsta cu 200. Bun. Haideți să vedem ce înseamnă piața publică. Ca să nu facem confuzia cu piața publică. Da? Piața publică este un spațiu public deschis, format în centrul istoric al orașelor tradiționale, folosit pentru diverse activități și adunări. Aici v-am prezentat mai multe exemple de piețe. Piața Unirii din Năsăud seamănă, părerea mea, după cam cu a treia imagine. Da? Pentru că intri în oraș, pe bulevardul George Coșbu, după care ai două fronturi de clădire și în fața e dominantă a biserica. Se deschide piața cu două fronturi care ar trebui să fie totul simetrici. Aici am prezentat câteva poze, cum este majoritatea de dumneavoastră știți, cum arăta orașul înainte de perioada socialistă, în perioada înainte de perioada, când piața era liberă și era folosită ca dârg de animale. Aici putem vedea primăria. Mie îmi place foarte mult oara de imaginea asta. Și vedem stâlp de iluminat, lumea se plimba pe piață, dar era un spațiu public deschis. Aici era un târg de animale. Că pentru asta era folosit, că era activitatea de atunci, și ca animale. Asta mi s-a părut foarte interesant, în 20 iulie 1900, din partea unei Olimpia, nu știu exact cine, poate știți dumneavoastră, către mătușa ei. I-a trimis o vedere de Năsăudia, vin de vizita Năsăudului. Trebuie să vedeți atmosfera frumoasă din piață. Bun. Acum am dorit să vă arăt pe plan situația existentă din oraș și după care să vă arăt propunerea mea și, în general, propunerea care aș dori să se întâmple. Ce avem acum în oraș? În perioada socialistă s-a făcut centrul ăsta de la Caiu cu un parc în mijloc. Majoritatea de aici ne-a născut cu parcul ăsta în mijloc. Știm că ăsta e parcul din centrul orașului, ăsta e parcul central. Dar, de fapt, nu este altceva decât o greșeală urbanistică, pentru că ăsta nu este un parc. Nu are caracterul de parc. Ce înseamnă un parc? Înseamnă un spațiu bun, un spațiu verde, liniștit, retras, din aglomerația orașului. Acum, în Năsăudul nu-i București, să zici că cu aici aglomerația ei, dar totuși, orice parc trebuie să aibă caracterul de parc, de spațiu verde. Unde se pot schimba, unde se pot socializa. Ei, mie nu mi se pare parcul central, un spațiu intim și cu caracter de parc, chiar din contră, că ești înconjurat de tiruri și de bascule, dar funcționează și ca centură, vasilenașul, sensul generator. Alte greșeli urbanistice care le putem vedea, puteți vedea pe frontul nordic, partea nordic, unde este primăria și să zic, potcoava de aur și toate clădirile de acolo, că sunt, e un front destul de compact și închis. În partea sudică, în schimb, avem doar școala de aplicație, după care un spațiu liber, care acum a apărut un bărculeț acolo, nu știu de ce, dar a apărut un bărculeț, după care Casa de Cultură, care e singura clădire din centru, care nu e monument istoric, nu e protejat. E construit în perioada socialistă. Alte greșeli care le văd pe plan, de exemplu, zona între casa parochială și popicărie. Este o zonă verde, verde total nefolosită. Nu știu de ce.
Eu am încercat să o amenajez, o să vă arăt imediat. Ca să înțelegeți mai bine ce vreau să zic, eu mă amintesc cu siguranță și dumneavoastră, nu mai știu ce era anunț, la Zanfirei sau zilele orașului sau ceva, care a avut loc efectiv în parcarea aia de rest, vedeți mașini parcate, între Casa de Cultură și Biserica Catolică. Acolo era fantastată scena, strada era blocată și acolo se ținea evenimentul, un eveniment mare din oraș. În timp ce la 50 de metri mai sus, avem vita mai piața publică urbană și noi am făcut într-o parcare de mașini. Aia mi se pare un pic amuzat. Bun. Asta e propunerea mea. Tot în plan arăt, după care vă arăt în imagine. Deci, de acum acolo aș dori să facem împreună un exercițiu de imaginație, să ne gândim că centura nord este în construcție și va fi realizată, da? Deci am scăpat de treabă. Că sunt sigur că majoritatea vă gândiți că dacă unde merg mașinile, merg pe centură și o colesc pe străzile adiacente, pe Mihai Eminescu și pe cele două străzi. Și la urma urmei, dacă ne enervăm, putem muta traficul chiar pe Valea Caselor, pe unul din mari. Bun. Ce am propus în centru? Dacă scăpăm de carosabil în sensul generatorului care acum are câte 9-10 metri înălțime, că putem merge două mașini paralel, în timp ce sunt și mașini parcate lângă, și să lăsăm doar două pile de circulație, probabil cu piatră cubică, pentru riverani, pentru cei care locuiesc pe strada Gribiței sau pentru cei care chiar au treabă în centru și au nevoie de un set de mașini. În schimb, amenajarea asta pietonală ne permite lărgirea trotuarelor și de pe frontul nordic și de pe frontul sudic, astfel încât se formează două pietonale pe fiecare parte și în mijloc piața liberă deschisă. Ce am propus eu? Mai multe jumătate din piață este amenajată cu vegetație, diferite trasee, diferite locuri de șezut, asta o să le vedeți în imagini imediat, dar în fața bisericii trebuie să fie un spațiu liber pentru orice eveniment. Imaginați-vă, slujba de înviere, da? Sau slujba de Paști, când ne adunăm toți acolo, stăm toți așa pe gardul bisericii. Și pentru că nu avem spațiu unde. Acum imaginați-vă că putem să stăm în fața bisericii, să putem să stăm într-un spațiu mare de sus. Aceeași situație, tipul unui concert, aceeași situație de Revelion, de Crăciun, oricând. Da? Într-un spațiu public de sus. Acum, ce vedeți cu galben, unde este acum Casa de Cultură, aia face parte din proiectul meu de arhitectură, de care am gândit, nu mă dăm vorbim de el acum. Ce e important de reținut, și cred eu că e cea mai importantă chestie, este că eu am propus prelucirea Casei de Cultură cu un cod de clădire care poate funcționa ca și capina, ca și capenea, ca și clădire, ca și orice, ca să închidă frontul, să dea cumva o simetrie între cele două fronturi. Tu când vii din Est, de pe George Coșbuc, să vezi în față biserica și să vezi în adevărat de ei cum sențe, pentru că este o biserică frumoasă, și să nu fie deranjată de vegetație, da? Că acum avem vegetație abundentă care nu permite perspective de un front de celălalt. De asemenea, m-am ocupat și de partea de sus, între Casa de Cultură și copilărie, m-am gândit că ar fi foarte frumos să fie acolo un parc amenajat contemporan, într-un limbaj arhitectural modern și care să fie unit, pentru că este posibil fizic și material și oricum, să fie unit cu parcul celălalt, cu parcul de jos. Nu știu, eu, când eram tânăr, știu că mult mai multă lume folosea parcul ăsta mic, da? Mai jos de biserică. Pentru că are caracterul de parc mult mai puternic decât parcul central. În parcul central nu era nimeni, era gol și cumva locuitorii, inconștient, stăteau în parte din centru și veneau în parcul ăsta mic. Acum, dacă l-am unit cu zona verde de sus, ar forma un parc dublu și ar funcționa ca și parc. De asemenea, mai avem o zonă de potențial, de amenajat, care este Valea Caselor. Putem să creăm o alee pietonală de la primul pod până cel de-al treilea de jos și pe un mar, pe o latură a băi caselor să fie doar circulație pietonală, pavat tot la fel ca și în centru, iar de cealaltă parte să fie trafic auto. Acum eu am propus pietonal doar până aici, la Biserica Catolică, dacă luăm urma ca să ajungem la
Cotel Sălăuța și la și pe Mihai Eminescu. Dacă ne vom mai da, putem să facem de până la vară acasă, dar nicio problemă și atunci să știm că absolut orice este zonă pietonală. Și atunci poți crea și un parc, poți crea și funcțiuni care să țină această viață. Bun, am terminat cu planurile și acum cu imagine. Acum puteți vedea situația din prezent și propunerea mea. Sunt de vreo 4-5 arhitecți avansată și cu toții vă putem confirma că există 10 de variante, o groază de variante de angajare ale asemenea piețe, fiecare depinde de la un arhitect la altul, însă conceptul de bază asta trebuie să rămână la fel, și anume pietonalizarea ei și deschiderea frontului, unul față de celălalt. Puteți vedea clar diferența. În prima imagine, vegetația atentă blochează perspectiva de o parte pe cealaltă. Acum, poate vă fură un pic din imagine perspectiva asta, pozele sunt făcute din turnul bisericii și vă gândiți că e piața goală, wow, cimentul, a rămas piața goală, dar nu e așa, pentru că v-am arătat așa, v-am arătat total mai mult de jumătate. Piața este vegetație și cu diferite obiecte de mobilier urban, locuri de șezut, ochiuri de apă, tot felul. Și astea sunt chestii de design și de arhitectură care țin de la arhitect, care diferă de la arhitect la arhitect. Bun. Cam așa ar putea să casa de cultură, o vedeți aici în colțul din stânga, iar cel de scoală este corpul care l-am propus, care l-am propus mai devreme, ca să continui frontul, să cumva să încep să vindeceți. Imaginați-vă o zonă liberă, plină de oameni cu activități, oamenii se plimbă, oamenii au ce face, au un scop să vină în centru. Dar, din nou, ca să faci o asemenea piață, nu e destul să faci un proiect de genul ăsta. Trebuie să lucreze toată lumea, inclusiv investitorii, autoritățile. Că riscă piața asta să face, și pe aceea se uită la ea goală, da? Trebuie schimbată și mentalitatea oamenilor, și investitorii. Deci tot frontul nordic să fie plin de servicii la parter, ca să aibă oamenii motiv să vină în centru și la fel tot frontul sudic. Evenimente constant ca să umple piața, la fel cum se întâmplă în o groază de orașe care o să vină de imediat. Acum, atmosfera pieței viitoare, noi create, prin schițe. Mi se par foarte reprezentative. În stânga e casă de cultură, în dreapta e piață. Și puteți vedea carosabilul cu o dimensiune de 3,5-4 metri maxim pentru o singură mașină, nici nu trebuie atâta. Pavat cu piatră cubică și limitator de viteză ca să conducătorul auto măsăurean să cumva să schimbe mentalitatea de a merge din centru, să știe că ocolește centru istoric, ale zonei pietonale. Aici e partea nord. Aici jos se pot papa de apă. Imaginați-vă o pietonă mare, plin de terase, cu legătură vizuală și interacțiune socială între piață și oamenii de pietonală. Mie personal, dar atunci, nu știu acuietul, nu știu ce să duc acum în sus, deasupra de pot papa de apă, dar mi-a plăcea foarte mult să stau acolo, să beau cafea și să mă uit la toată piața asta. Să mă uit la biserică, să văd de toată frumusețea de ei, să mă uit la casa de cultură, să mă uit la oamenii din piață. Bun, asta este zona de vest a pieței pe care am amenajat-o. Puteți vedea locul de șezut, vegetație și aici ce vedeți jos este a fost o biserică de lemn, de mult de tot. Este un monte de față, cred că este un monument în centru, adică sigur este un monument în centru în Moreriei. Am propus un loc de șezut, tot așa, cu dimensiuni de 50-60 cm, sub forma unei fundații de biserici de lemn, da? Pe care oamenii vor să stea și, nu știu, în partea de jos să fie luminată, cum ar veni lumina aia din biserică, ar fi și o metadă frumoasă. Valea Caselor, în colțul din stânga sus, este spatele cinematografului, da? Vite cu Valea Caselor, toată zona pietonală, amenajată cu locuri de șezut, amenajată cu vegetație, cu locuri de socializare și am propus și posibilitatea coborârii în vale. Deci apa să fie, fluxul apei să fie regularizat, ca să nu mai puțin inundații și de asta cum se întâmplă mai de mult. Și oamenii să aibă chiar posibilitatea să coboare în vale,
fii pe lângă altă, da? Dacă ești o familie și fii cu copiii și te plimbi, copiii să coboare jos și să joace pe lângă altă. Apropo, schițele au fost realizate în programele proiectului de Alexandru Sas, poate profesorul cunosc, fost elev de la George Coșbuc, student în anul 5 la arhitectură. Tot Matei, tot George Coșbuc. Bun, acum am ajuns la machetă ca să vedeți și din perspectiva machetei, cum arată piața. Da, vedem cele două drumuri auto, să zicem așa, semi-auto, piața liberă deschisă, dispusă pentru evenimente și flexibilă, și cele două forme. Aici primăria și fosta bancă Mercur, actuala Potcoava de Apă. Aici e casa de cultură, propunerea mea de repasadizare, despre asta nu discutăm prea mult, că e propunerea mea arhitecturală și e subiectivă. Din nou, atmosfera care se creează în viață, cu mai mult de jumătate de viață, plină de vegetare. Pietonadul din partea de noi. Și o perspectivă din spatele bisericii pentru viață. Și asta am pus-o ca să vedeți dimensiunea machetei. Macheta a fost realizată de Rodica Lucian, tot absolvent de Coșbuc, tot Mateico, arhitectura în Borela Cluj. Și mulțumesc foarte mult pentru ajutor, cred că m-ai jurat un pic, mi-a arătat așa timpul de văzut așa că... Apropo, toate planșele proiectului și macheta proiectului le puteți vedea, nu știu exact de când, dar o să fie afișe la muzeu, o să fie expus la muzeu. Dacă vreți mai multe detalii tehnice, atât de proiectul de urbanism, cât și de proiectul de arhitectură, și să vedeți mai bine macheta. Aici, câteva ipostaze de folosire a pieței, da? De exemplu, un concert în Năsăud. Nu știu, vine Delia, vine Smiley în Năsăud. Se pune scena în fața bisericii, oamenii au un spațiu mare să se adune și să se întâmple un eveniment. Ziua Revoluției, ziua gospodarului, ziua orașului, spas, orice eveniment vreți, trebuie să se întâmple în centru. Pentru că ăla e centrul orașului. Că momentan nici măcar nu avem spațiu unde să se desfășoare evenimente. De câte știu, ziua Revoluției se întâmplă în piață și zilele orașului, nu știu, pe stadion, dar nu știu exact. Aici am încercat o glumă, sper că până acasă, măcar să înțelegeți. Dacă cineva protestează în oraș, da? Sau e o revoluție, tot în centru trebuie să ne acum. Că și pentru o revoluție e nevoie de spațiu, da? Și pentru șantar, și pentru tancuri, și pentru protestatari. Bun, acum am venit să vă arăt câteva exemple de amenajări de plenare similare din Europa și România, ca să vedeți trendul spre care se merge în arhitectură și urbanism la ora actuală în lume. Începem la scară mai mare, cu piața Plaza de Dalí din Madrid, din Spania. Observați, vreau doar să vedeți același principiu, da? Două fronturi de cărni și o piață liberă în mijloc. Aici a fost amenajată cu niște obiecte de mobilier urban acoperite cu iarbă, pe care oamenii pot să o stea, nu doar să se uită de iarbă, cum se ne obișnuiți românii, că la noi nu ai voie să stai pe iarbă, numai stiu Israel. Sau auzi cum crește. Da. Le Plan de Terrain din Lyon, din Franța. Același principiu, clădiri, bineînțeles, proporțiile sunt mai mari, pentru că e orașul mai mare. La noi e orașul mai mic, proporțiile, atâta piețe, cât și a clădirilor, sunt mai mici. Dar vedeți, piața dispusă pentru orice fel de lucru. Gendarmenplatz din Berlin, așa că da, 1900, da? Vedem două clădiri, vedem o piață și vedem zonă cu vegetație, care sunt câteva tufe și iarbă. Ce faci cu iarba aia? Nu ai ce face decât să te uiți la ea, că o poți folosi. În schimb, așa arată din dat în față, în prețe, din termen. Piața poate fi folosită pentru orice fel de eveniment și este absolut flexibil. Bineînțeles, arată destul de auster, că lipsește vegetația, dar așa a fost alegerea firmei de arhitectură, biroului de arhitectură care a realizat proiectul. Venim mai aproape de România, în orașe mai mici, Praga, în Cehia, centru istoric. Același principiu, vedeți, drumuri auto destul de puține și foarte puțin importante, monument în mijloc și piața liberă, după cum vedeți, plină de oameni, se întâmplă evenimente, oamenii interacționează, socializează.
Aș dori foarte mult să observați și felul cum sunt restaurate, nu renovate, restaurate clădirile de pe front. Da? Sunt păstrate elementele arhitecturale originale și sunt îngrijite, arată bine. Venim mai aproape în orașul Pești, din Ungaria. Da? Aceeași situație, exact același principiu, doar că e o moschee în unei biserică. Ajungem în noi în țară, aici am spus majoritatea, Piața Sfatului din Brașov, unde se întâmplă cercul de aur. De ce se întâmplă? În primul rând, pentru că se poate, pentru că este unde să se da? Într-o piață deschisă. Una din primele piețe de acest gen amenajate din România, Piața Mare din Sibiu. Piață deschisă, dispusă pentru evenimente. Aici e poza făcută în timpul unui, nu știu, târg, eveniment orice ar fi. Ideea e că să adună oamenii acolo. Observați clădirile de pe margine, da? Frontline, vedeți terasele, acolo sunt blocate. Deci oamenii au motiv să vină acolo. Și asta, vă repet, piața funcționează doar dacă apar și investitori cu localul și cu servicii care să susțină piața, să dea motiv omului să vină în piață. Piața Unirii din Cluj înainte. Cred că e de pe vremea domnului Junar, că sunt desteagă acolo. Și putem vedea două zone verzi de vegetație. Iarba. Dar ce face piața e că să te uiți la ea. Un monument în mijloc, o zonă foarte limpede de privat în jurul ei. Destul de puțin flexibilă și destul de puțin folosită. Piața Unirii actuală, din Cluj. Putem să vedem aici era ziua maghiarilor sau ceva de genul, plin de oameni în centru. Da? Piața a rămas liberă, deschisă, dispusă pentru eveniment. Aici aveți zilele arhitecturii, studenții de arhitectură au făcut ceva pavilion și, în primul rând, au avut unde să pun. Da? Au pus în piața centrală. Asta e o poză care îmi place foarte mult. După cum probabil mulți dintre voi știți, orașul Cluj este un oraș care se dezvoltă exponențial. Se întâmplă săptămâni de săptămâni evenimente în Cluj și practic ai ce faci acolo și ai și unde să faci, da? Evenimentele se întâmplă pentru că, în primul rând, au unde să se întâmplă. Poza asta este făcută timpul Festivalului Internațional de Film Transilvania și a fost instalat un ecran mare în piață și toată piața a fost umplută de scaune și timp de o săptămână toți oamenii din ea se uitau la filme, vizionau filme. Vă rog să priviți și clădirile din jur, cu sutele restaurate și cu sutele luminate mai ales și ce atmosferă plăcută este să stai în piața asta. Venim mai aproape din Căsăud, cu piața centrală din Bistrița, aceeași situație. Recent a fost făcut un concurs de proiecte pentru reamenajarea acestei piețe, tot în același trend, în același stil de pietonalizare. Domnul Virgil Pop a făcut parte din jurul care a conectat lucrările concursului pentru acest proiect. Și bine cunoscută pietonală din Bistrița, pe care cu toți o știm, cu toți o admirăm, la toți se place să mergem acolo, pentru că se întâmplă chestii. De Crăciun, toți zicem, ce frumos e Bistrița, hai să mergem în Bistrița, că e pietonala aia de acolo. Și pietonala asta are și un traseu, are un scop, da? Că pornești de aici, străbați pietonala, îți cumperi una alta sau vizitezi, vezi una alta, depinde de evenimentul care se întâmplă, după care se deschide o piață în fața ta și ajunge piață. Deci are un traseu, are un scop. Ajunge la noi acasă. În partea de stânga sus, în imaginea de stânga sus, puteți vedea frontul nordic, care ar trebui, este plin de clădiri istorice, adică doar numai clădiri istorice, și ar trebui restaurate corespunzător, așa cum au fost ele inițial, și după un anumit regulament, după o anumită paletă de culori, și bineînțeles, luminate corespunzător pe perioada de seară. Partea stângă de sus, putem să vedem frontul nordic, da? Banca Aurora. Eu îi zic Banca Aurora, deși acum știm cu toții că e alimentară și lotul și ce mai e acolo. Deci se zice Banca Aurora, școala de aplicație, după care spațiul la liber, casa de cultură în ghilimele și Biserica Catolică. Stânga jos, Valea Cazelor, total neamenajată și asta putea începe de mâine. Proiectul de amenajare a pieței, va fi de 10-15
ani după și dacă se va face centura, să sperăm că se va face, dar piața de mâine se va angaja, cum am propus eu sau cum ar fi alte propuneri, să fie pietonală și să atragă oamenii să meargă pe acolo, să se plimbe pe acolo. Dreapta jos, zona dintre casa parohială și popicărie. Total, dar așa că nu se întâmplă nimic acolo. Mai văd din când în când câte un bețiv sau ceva de ce doarme pe acolo cu oile, restul se întâmplă nimic. Zona asta ar putea fi amenajată și mi se pare că mai mult a fost amenajată așa. Nu erau brazi, erau alei, era ca un parc. Ar putea fi amenajată la preț și ar putea fi gândită foarte ușor cu parcul celălalt, ca să dublezi parcul, practic, dimensiunea voastră. Și acum, asta este casa de cultură din orașul academicien, din orașul Năsăru, da? Mie personal nu mi se pare că arată ca o casă de cultură, mai ales pentru orașul academicien, că toți ne lăudăm cu toți că face parte din orașul academicien. Da, după părerea mea sinceră, felul cum arată, felul cum s-a ocupat de ea, nu este nici vina autorităților, nici vina proiectanților, nici vina constructorilor, ci este vina noastră a tuturor. Pentru că nu am reacționat, nu am nimic când s-a întâmplat la șeclă. Imaginați-vă că aveți un teren și vine cineva și construiește o casă pe el, da? Și nu vă treabă, nu vă cere părerea despre ea. Și noastră nu faceți nimic altceva decât să locuiți în casa aia. Cam așa se simte Năsăutul dacă ar fi o persoană, să zicem așa. I s-a construit ceva fără voia lui, fără nicio regulă. Dacă am fi avut o casă de cultură ca Bistrița sau o clădire istorică, acolo o restaurăm și o îngrijim și o aducem la normele actuale. Dar noi, neavând așa ceva, putem să construim de la zero, practic, o casă de cultură, pentru că nu ne oprește nimic. Asta e propunerea mea de casă de cultură în Năsăutul. Ce vedeți în spate, vă rog să nu băgați seama, ține de proiectul de agricultură, aia e altă poveste. Dar am propus o imagine modestă, simplă, contemporană, deci cumva neutră, dar în același timp modernă, da? Am venit-o cu tablă de cuplu și pentru un centru istoric nu trebuie să ai o super clădire arhitecturală ca să iasă în evidență. Trebuie să fie ceva modest care să intre în imaginea întregului centru. La fel, asta este doar propunerea mea personală, nu țin la ea, deci trebuie să arate altfel decât arată acum, dar noi nu se arată așa, e doar propunerea. În ceea ce privește comunitatea, da? Pentru realizarea un asemenea proiect și pentru realizarea oricărui proiect într-un oraș ca Năsăutul, nu este suficient ca primăria și cineva să vină să construiască ceva. Este nevoie ca mentalitatea oamenilor să se schimbe, să știm cum să folosim spațiile pe care să le folosim, să vedem în viitor. Că, în momentul de față, orașul e resemnat, e mort, nu se întâmplă nimic și trebuie readus la viață, da? Din punctul meu de vedere, liceul ăsta e singura chestie bună din orașul ăsta rămas. Deci de aia zic că întreaga comunitate trebuie să se implice în realizarea unui asemenea proiect. Autoritățile, investitorii, proiectanții, reprezentanții instituțiilor și mai ales localnicii și schimbarea mentalităților. Cam asta a fost prezentarea mea, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și o pun cu vorbă de final, cum mai spun. În momentul de față, orașul nostru se dezvoltă total haotic, din toate punctele de vedere. Infrastructură, economie, arhitectură, urbanism, ce vreți voi. Haideți de acum acolo să facem să se evolueze corect, să se evolueze și să meargă în direcția corectă. Vă mulțumesc mult! Aș vrea să invit pe domnul Popereța, doctor arhitect Eugen Boc, să ne spună și el două vorbe despre ideea de viață urbană în spațiul public. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult pentru invitație. Am ajuns în situația de invitat, fiind următorul acestei lucrări. Poate că ar fi fost, m-am gândit, mai bine să încercați să vorbesc poate mai târziu după ce intervine și Luna, că
criterii de spațiu public și piață, de fapt, atât spațiu public cât și domeniul public, pentru că astfel de lucrări, de multe ori se bucură de opoziția populației când acestea sunt realizate. Noi am reușit să distrugem atât mediul urban, să zic, în ultima jumătate de secol, am distrus și mediul urban și cadrul natural. Agresiunea care s-a făcut a fost generală. Pentru publicul larg e mult mai ușor de înțeles că e de rău să distrugi natura. Distrusul spațiului urban este un pic mai greu de înțeles și apare de multe ori reacția mai de mine cum să facem o astfel de intervenție de tipul ăsta, vom rămâne fără acel minunat parc, care de fapt, în multe cazuri, și nu vorbesc acum de Lăsăru, pentru că e de dimensiuni foarte mici, fost și situația din Sibiu, ci din Baia Mare, ați văzut mai înainte, Dan Martin, Berlin, Satul Mare, iarăși în zona, care toate au fost spațiile centrale, vitale ale orașului, care îndeplineau toate funcțiile necesare pentru o comunitate. Prin rotație, spațiul de adunare, de întruniri, târg, piață, totul se întâmpla în spațiu public. Activitatea de târg, pe la începutul secolului 20, a început să devină poluantă și supărătoare. Când aveai zeci de căruțe acolo care își lăsau pale la domă, începea să pună și nu mai era frumos. Și atunci a zis, trebuie că, ca o măsură sanitară, să fie eliminată piața. Lucru care, din cauza creșterii activității comerciale în piață, era inevitabil. Și atunci a plecat piața de acolo. Dar cu această piață, acestea au fost, până la urmă, stoarse de vitalitate. Și au apărut aceste piețe, să zic, plantate, ca să fie mai frumos. Plantațiile respective n-au fost controlate, întreținute și s-au transformat într-un fel de pădurici, care nu mai puteau fi folosite ca spațiu public. Și ceea ce domnul coleg mai tânăr a menționat, într-un spațiu, într-o piață, caracterul de piață, cât de concavitatea spațiului. Trebuie să te simți într-un spațiu concav, să nu stai ca pe o planșetă unde ai niște obiecte de jur împrejur, să te simți, să zicem, la scară ca într-o ceșcuță sau ca într-o farfurie, că ești înconjurat de jur împrejur, nu... Sigur că poți să ajungă și să fie... dau o senzație de claustrare, dar în orice caz spațiul închis. Și dintr-o parte, trata să ai perspectivă. Lucru care acum nu se mai întâmplă din cauza vegetației prea mare. Nu știu dacă am reușit să fiu destul de clar, dar poate că aș putea să mai intervin ca o formă de contrareacție. M-aș gândi sau aș spera să existe reacții vehemente împotriva proiectului și să putem discuta pe aceste intervenții care le-ați putea avea. Dacă aveți întrebări, argumente, contraargumente despre proiect, despre oraș, acum ar fi momentul, e mai bine acum și la final domnul Gheitanu să vă prezinte proiectul cu centura. Că dacă tot am început să vorbim de proiectul ăsta, să continuăm pe aceeași temă.
Deci vă rugăm tare mult, oricine, orice părere are să discutăm. În formula master planului, acest master plan a fost făcut de
o firmă din afară, deci ei au devenit anumite drumuri, drumuri transregionale. Și pentru ca această variantă colibare să poată fi construită, valoarea se ridică la 28 de milioane de euro, asta înseamnă aproximativ 120 de milioane de lei, așa. În aceste condiții, Năsăudul nu va avea nici când posibilitatea să construiască. Prinsă în master plan general de transport, ar putea să devină realizabil. Și atunci s-a lucrat la un proiect denumit propunere pentru introducerea în master planul general de transport a unui drum transregio care face legătura între Vechea Năsăud, Sunt George Băi, Pasul Rotu. Acest proiect este depus la Ministerul Transporturilor și sincer să vă spun, la acest moment avem promisiuni că va fi prins în master planul general de transport. La acest moment promisiuni. Când o să avem certitudinea, o să vă anunț cu mare plăcere. Ce presupune acest drum transregio, cum am spus, să prindă varianta de ocolire, dacă vă uitați pe hartă cu violet, înainte de Valea Podului, deci cu câteva sute de metri înainte de Valea Podului, este un sens giratoriu și urcă pe deală. Este consistitoare, că presupune multe poduri, multe viaducte și iese, dacă vedeți dumneavoastră, între Năsăud și Revișoara. De acolo se mai vede o porțiune continuată. O să mă apropii un pic, dacă îmi permiteți. Deci aici suntem la ieșire din Năsăud, spre Revișoara. Și mai este o porțiune, trecere peste calea ferată cu pod, trecere peste Someș, ieșire între Năsăud și Liviu Renean. Încă o dată vă spun, eu cred în acest proiect și să ne ajute Dumnezeu să se poată realiza. Vă mulțumesc! În a doua jumătate a secolului 20.
explozii altruistice au început să fie apreciate și de alții. Deci ideea de a face un festival ca să vină altcineva la el este nefirească. În primul rând trebuie să se creeze atractivitatea și dorința locală pentru așa ceva. Și de remarcat că situația, apropo de pietonalizare, centuri și rezolvarea problemelor de trafic, peste tot în lume, aceste rezolvări s-au făcut numai când cuțitul a ajuns la os. Am văzut așa istorie privind orașe din Germania, care erau cu parcări mari în piața centrală. Au fost proiecte în anii 50 și numai în momentul când efectiv totul s-a împotmolit din cauza traficului, numai atunci s-a rezolvat problema. Și aici e o situație, aici în Năsăud, o situație bună, se discută despre lucrurile astea pentru niște situații care încă cuțitul nu este la os. Dar va fi. Și atunci soluțiile vor exista, că se va pune pe urmă problema finanțărilor. Oricine o să zică, a, domnul Năsăud, că trebuie centură, între două mașini din oraș față de altele. Dar dacă planurile există, la un moment dat, astea vor fi puse în aplicare mult mai rapid. Adică nu o să fie luat ca administrație, continuală, o idee, când ești sufocat și să începi studiile. Și pentru Năsăud, pentru năsăudeni și pentru administrație, v-aș face recomandarea să vedeți concursul care s-a făcut pentru Bistrița, care este foarte calitate profesională, excepțională, un proiect foarte bun, nu știu dacă îl vor realiza, dar e o situație care la scara orașelor seamănă. Să zicem, piața din Bistrița e de o dată și jumătate mai mare decât asta. Ca alte piețe care le-am văzut erau, de fapt, mult mai mari. Mulțumesc! Vă spun și eu, oaspeților, bun venit!
și felicit pe ceea ce a realizat, ceea ce am văzut cu toții și care ne-au plăcut foarte mult. Într-adevăr, ar fi frumos. Eu nu cred că trebuie să apuc. Îmi doresc, în schimb, să beneficiez de asemenea de astăzi și de mâine, de ceea ce am văzut astăzi aici. Este o realitate tristă pentru Năsăud, fiindcă nu avem o perspectivă de dezvoltare. Năsăudul suferă din punctul de vedere al rezervelor de moment de terenuri disponibile în domeniul public și privat și va suferi și în continuare. Vreau să vă spun că în 2000, când am preluat calitate de primar, dar înainte, în 96-2000, când am fost viceprimar, la primăria Năsăud nu era nici măcar un plan de urbanism general. Pe cum un regulament local de urbanism, vis-a-vis de dezvoltarea haotică remarcată și de colegul nostru, de concetățeanul nostru, de Justin. Și a fost foarte greu de stăpânit evoluția ulterioară în 2000, făcut primul plan de urbanism și între timp funcționase legea 18/91, legea 169/97, vis-a-vis de retrocedere. Pe șesele vișorii terenuri au fost retrocedate către vechi proprietari, cei care nu mai erau înscriși în cartea funciară, cei care erau pe înscriere inițială, au intrat direct în posesetul conform legii și ne-am trezit în anul 2000 că aveam tot o casă sau un plan de casă, o fundație sau o rămășiță de fundație mai veche și o societate comercială. A fost foarte greu de revenit și de implicat în legalitate vis-a-vis de aliamentul față de drumul național care se bate orașul Năsăud și de alte funcționalități care au trebuit de legate altfel. În 2000 și ceva, deci când am avut inițiativa căutării unei soluții pentru șosea de centură, identificat prin specialiști tot de la Cluj, de la Universitatea Tehnică, trei variante. Două spre zona sud și una spre latul de nord al orașului. Înghesuit așa cum el. Am identificat atunci, am făcut o dezbatere publică la care spre regretul meu de atunci și de acum au participat nici pe jumătate decât suntem astăzi în sală, oameni interesați, nu neapărat critici, oameni care într-adevăr îi puneau perspectiva Năsăudului și după dezbatere care au durat și două, trei luni de zile, Consiliul Local de la vreme respectiv a adoptat una din cele două variante sud. Costul destul de mare, între timp, într-adevăr, poate că s-au mai construit unele două-trei obiective în parte de sud a orașului. Avem și linia de 27.000 de volți, care trebuie, cel puțin, mai și astea Bistrița, îi trebuie luată și mutată de acolo. Părerea mea de atunci și de acum este că, din punct de vedere costului, una din variantele de sud ar fi mai economicoasă, față de cea de nord. Respectiva unei cerșoare de centură de latura de nord, într-adevăr, de o altă perspectivă dezvoltării, cât de cât, în plus față de actual, a orașului Năsăud, inclusiv economice, dar și ambientale, mai ales urbanistice, care să fie inclusiv plăcută omului și locuitorilor orașului Năsăud, prin acele transferi care ar fi necesare de făcute, inclusiv pentru stabilizarea terenului. Acolo sunt, sau este nevoie de a fi făcute foarte multe lucruri de artă. Consolidări viaducte care implică foarte multe costuri și mari probleme. Dar, repet, s-ar câștiga unele chestiuni adiacente, anexe acestor lucruri mari de artă care ar trebui făcut. Eu știu, ar trebui o foarte mare voință, cum se zice la noi, politică. În ziua de astăzi și începând de astăzi încolo, având un punct de pornire, un plan de dezvoltare, pentru ca să, eu știu, să convergă toate ideile, toate forțele spre realizarea acestui obiectiv, care e de durată. Inclusiv voința politică, așa cum am zis, voința tuturor, pe latura de nord, că de fapt în toată zona Năsăudului, să nu uităm că proprietatea este foarte fărămițată. Trebuie făcute foarte multe cumpărări de terenuri, exproprieri, pentru cauza de utilitate publică, este legislație specifică. În schimb, este mai greu de expropria în anul de grație 2015 și în continuare, decât era pe vremea cealaltă sau în anii imediat după 90. Eu mi-aș dori succes
Eu cât o să pot și o să încerc cineva părerea, eu voi sta la dispoziție mereu cu experiența pe care o am, cu ideile pe care le am și care le-am avut și care au rămas undeva în mintea mea, în sufletul meu și care le-am putut pune în aplicare. Este un punct de pornire. Eu spun, eu trebuie să dezvolți, să găsești colectiv pe tine, colegi pe tine care să te ajute, profesori de tare, domnul profesor care îi mulțumim că a fost aici și ne-a certificat, validat acest proiect pentru Năsăud, care poate, într-adevăr, să ia o altă perspectivă orașului. Repet, nu este o vină nimănui că Năsăud nu înseamnă ca ambasare cu alte orașe similare, mai mari sau mai mici, și nu avem o altă perspectivă. Năsăudul s-a închis de ani de zile de acum. Perspectivele de dezvoltare sunt, așa cum am zis, limitate. Depinde de noi, explic, de voința tuturor, să găsim în continuare portițe de un spațiu, așa cum ați remarcat, între Casa de Cultură și Școala de Aplicație, care este un spațiu și a zis că nu se știe ce caut acolo. A fost un percurs pe care când făceam în liceul Năsăud, în acest liceu, i-am dat aceeași funcționalitate din nou sau ce ca să dau, din păcate, până a treziat un element al acelei noi funcțiuni care am pus eu dau zonei, după câteva săptămâni, i-a dispărut inclusiv, am înțeles, motobomba și alte elemente, ca și ca noi în România. Eu vă salut că mie mi-e drag în salutul și aș vrea să vă fie drag tuturor și să noi să nu-l blamăm, nici măcar noi între noi și cu atât mai puțin față de cei străini. Mulțumesc! La fabrica textilă, s-au ieșit de la Salva.
Sigur că pe parcurs, datorită sistemului politic și democrației în care am lucrat, rezultatul așa, era bună cum e, s-au construit case, s-au produs gazuri și atunci nu se mai poate, probabil, merge cu această idee, nu vin din cuiva, nu dai fonduri, știți cum e, câteodată să le construi și să meargă așa, să dai un raport că ai realizat nu știu ce. Eu îl văd în Săptul Frumos și îl văd și acum așa, în forma care este, pur și simplu în Săptul o bijuterie. În Săptul o bijuterie, prin oamenii ei, prin faptul că ne întâlnim cu tinerii noștri, ne întâlnim între noi colegii, ne salutăm frumos și ne place așa cum e. Dar în momentul în care se construiește ceva nou, suntem așa cam răuți câteodată, criticăm că nu e bine și pe urmă ne obișnuim și suntem foarte. Eu îi doresc un viitor cât se poate de frumos, să-i se realizeze proiectul de generația lui, eu cred că va intra într-o analiză mai profundă, pentru că, nu vreau să zic ce a zis domnul Foleșan, că foarte bine, au venit și au justificat situația geografică a Măsăului și localnicii dau foarte mare preț. Ținca lor pe pământ și cu ce trează, sunt niște greutăți. Dar eu nu vin cu greutățile, eu vin cu ideea tinerilor de a-și pune mintea la contribuție și a face ceva, chiar visând, dar foarte frumos. Vă doresc la toți un an bun și vă doresc liniște și sănătate. Domnul profesor, la ce a întrebat
prietenul nostru, vedeți că a fost câteva cuvinte? Dacă bine am înțeles, vă vreau să menționați apariția unor clădiri noi foarte valoroase care să ridice nivelul orașului în general, nu? În sensul că mai suntem obligați să trăim ca în secolul 18-19, care așteptăm aceeași chestii pe care... Da, evident. Dar acest proiect, sigur, nu s-a menționat în acest proiect care, să zicem, este de revitalizare a centrului. Problema e că acest centru are un potențial uriaș, sau nu uriaș, mare, numai mare. E foarte, foarte frumos. Toate clădirile sunt cu calități deosebite, unele excepționale. Din păcate, noi avem cumva o cultură a sărăciei. Cum avem un pic ceva bani, imediat se distruge. Sincer să fiu, s-a tot vorbit de faima acestui liceu și așa. Chiar și eu am studiat aici, dar numai puțin în clasa întâi. Deci e un oraș care îl cunosc și care îmi place și mă fascinează. Dar trebuie să vă spun, când am trecut azi dimineață pe aici, așa, am dat o tură cu mașină, te înfior de calitatea intervențiilor recente. Dacă ar fi fost o sărăcie cruntă și n-ar fi fost bani nici de atâta, orașul ar fi arătat mai bine. Tâmplării sinistre, culori groaznice, învelitori din astea, tip grași CAP, puse în loc de țină sau în loc de șindrilă. Totul e așa, de la brat. Acum, sigur că și lucruri care țin așa de sensibilități personale. Am venit, am intrat să văd casa în care am copilărit eu ca preșcolar. M-a trecut fiorii când am văzut. Era o casă frumoasă, avea un cetac de lemn. Era a unei familii bancu în casa asta, așa, către Someș. Acum, cu tablă de graști, cu ferestre de nylon, cu... avea multă vegetație în față, acum mai un zid ca de cazemată. Urmă, nu face, iarăși, totul nu-i de la prea. Nu știu, a făcut o modă în județ, nu în această lume. Un dinte acoperiș așa rupte, care se strâmbe, total nefirește. Asta, de fapt, s-a întâmplat din cauza primăriei din Bistrița sau a Consiliului Popular, care atunci era o modă în arhitectură și, pe urmă, asta s-a pus peste tot. Deci, revenind la subiectul ridicat de domnul care a vorbit, ideea este că nu trebuie să produci monumente sau clădiri care să fie cu valoare de monument, ci exploatate cele care sunt. Asta e problema. Toată piața e cu clădiri foarte frumoase și în piață, pentru că dezvoltarea economică de la început de secolul 20, care de fapt a fost demarată restructurarea pieței la sfârșitul secolului al XIX-lea, nu s-a închegat, nu s-a terminat pe partea aia. Acolo era o stradă oblică, care prin proiectul de sistematizare era închisă să fie transformată în piață rectangulară și au rămas câteva parcele neconstruite. Acolo e singurul loc unde trebuie intervenit, pentru că e vorba, să zicem așa, de o incoerență urbană. Orașul are un potențial extraordinar. Urmă, prima clădire din piață, care era foarte frumos, frumoasă așa. Cine a pus mâna pe ea, a avut ceva bani și a veștecit-o. I-a schimbat acoperișul, a apărut un pinion cu niște ferestre sinistre, care le veți gândi din direcția sa. Deci, astea sunt intervenții care, de fapt, nu mai degradează. Banii pot fi și foarte periculoși. Când se fac lucruri proaste, se distruge enorm. De foarte multe ori.
face o presiune, chiar și politică, când trebuie date avize, dați repede avizul, că altfel pierdem banii. Sunt în speranța asta de fonduri europene. Banii oricum nu se pierd. Îi ia cineva care va ști să-i folosească. Deci dacă lucrurile astea aici, foarte bine, pentru că pe certuri și așa ceva, să fim serioși, nu se va discuta. Nu va fi cazul repede. Dar e foarte bine că se discută acum și nu atunci când se va face repede să pornim din degete o soluție care poate să fie neprofesionistă. Dar păi e din timp. Sigur că aici certuri pe nord, aia ar fi alunte în ăsta lucru, că s-au făcut viadurile la autostradă și deja s-a făcut ce am auzit. Nu? Deci ar fi bine să nu încercăm. Și centura ocolitoare pe partea sudică, adică pe malul Someșului, fiind foarte firească și economic realizabilă și plus odată cu această centură fac și un proiect de vitalizare, de reamenajare și utilizare ca spațiu public a cursului de apă. Locul de promenadă și așa mai departe. Cu și ăsta, pala caselor, iarăși, cu un potențial extraordinar. Orice curs de apă într-un oraș îi bijuterie, o podoabă. Aici stă plin cu peturi. Din astea, sticle goale de Coca-Cola sau de apă minerală. Îi neplăcut, că astea, mă rog, de atunci cu apa de mai devreme, nu știu de unde ajunge. Dar și asta trebuie, să zic, să fie foarte clar și eu l-am încurajat pe domnul coleg să-și aleagă acest subiect, pentru că, nu știu cum să zic, să nu pară aroganță, dar eu ca profesionist am sesizat potențialul și frumusețea acestei piețe, mai repede decât alții, și îmi pare rău că o piață cu un potențial și care mie îmi place enorm, nu o vede toată lumea atât de frumoasă cât e din cauza intervențiilor punctuale și a neamenajării domeniului public. Și revenind, nu-i nevoie de clădiri noi monumente, sunt care sunt foarte, foarte frumoase. Mă refer la Casa de Cultură, de exemplu. Deci nu am putea. Acolo e, Casa de Cultură este băgată exact în spațiu unde există o, pentru că această piață a fost regândită ca o piață cu frontul continuu la sfârșit de secol XIX. Și acel proiect de sfârșit de secol XIX n-a fost terminat. Chiar erau două variante pentru biserica din centru. Proiectul când s-a făcut era numai Biserica de Lemn. Era o variantă cu biserica în axul străzii. La vremea respectivă, 19, existau niște principii urbanistice din astea în care axele monumentale erau foarte importante și părea cel mai important lucru ca de la nu știu câți kilometri să vezi biserica în ax. Dar atunci ea stătea dezaxată în piață. Și în urmă s-a tras în mijlocul pieței, care atunci a fost formată, să fie în ax, ca să poată fi utilizat și să fie plăcut spațiu din fața bisericii. Care acum a fost blocat prin parcul acela care s-a dezvoltat necontrolat. Remarc cu foarte mare plăcere această inițiativă și totodată la
E așa. Potențialul turistic, munții Romei, poate fi pus în valoare.